Suntem, iată, la școala numărul 13, la școala Matei Basarab din municipiul Târgoviște, unde tocmai a debutat cel mai mare proiect de modernizare, reabilitare, extindere și dotare implementat vreodată la o unitate de învățământ din municipiul Târgoviște. Este vorba de un proiect în valoare de aproximativ 22 de milioane de lei, un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, AXA 10, care vizează îmbunătățirea infrastructurii educaționale, un proiect care va transforma din temelii această unitate de învățământ. Discutăm de reabilitarea completă a actualului corp de clădire. De asemenea, se va construi o sală de sport, se va construi o sală de festivități, se va construi laboratoare, va fi reabilitată toată curtea, va fi refăcută împrejmuirea, vor fi dotări didactice de laborator, mobilier, dotări aferente laboratorilor de informatică, dar și sisteme de supraveghere audio-video și așa mai departe. Deci va fi o investiție cum nu a existat până acum în municipiul Târgoviște, ceea ce va transforma această unitate de învățământ într-una dintre cele mai moderne unități de învățământ din România. Și nu exagerez deloc când spun acest lucru. A fost primul contract de finanțare semnat de către o administrație publică locală pe AXA 10 și probabil este și primul proiect care ajunge în faza de execuție. Sunt convins că vom avea aici un proiect de succes, sunt convins că și constructorul își va face treaba. Copiii de la această unitate de învățământ vor învăța parțial la școala numărul 11, parțial la liceul numărul 6, la Spiru Haret. Este și asta numai pe perioada unui an școlar, pentru că intenționăm ca tot ceea ce înseamnă reabilitarea corpului existent să se facă până la sfârșitul anului școlar viitor.